Noile parcări modulare din Slatina vor fi date în folosință. Este vorba despre două astfel de parcări de tip puzzle, care vor funcționa pe străzile Păcii și Teiului. Reprezentanții Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public din cadrul primăriei Slatina spun că în luna martie încep înscrierile pentru obținerea unui loc, după care parcările vor fi date în folosință. Au fost finalizate lucrările modulare la cele două parcări din strada Păcii și strada Teiului, prin care au fost create 100 de noi locuri de parcare. Cetățenii care doresc închirierea unui loc de parcare se pot înscrie la sediul Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public din strada Drăgănești, numărul 25, sau pe adresa de e-mail sap_dasip@yahoo.com. 75 de locuri sunt disponibile în parcarea modulară de pe strada Păcii. Înscrierile pentru obținerea unui loc încep din luna martie, iar prioritate au proprietarii care locuiesc pe o rază de 100 de metri. Printre condițiile necesare este și aceea ca solicitanții să nu figureze cu datorii la bugetul local. Pe strada Păcii, locatarii spun că zona este aglomerată, iar seara găsesc mai greu un loc de parcare. Ei așteaptă ca noua parcare modulară să fie pusă în funcțiune. E o idee bună, pentru că sunt foarte multe mașini și probabil că în momentul când se va fi în funcțiune, va fi benefic pentru locuitorii din zonă. Numărul mașinilor s-a înmulțit, și locuri de parcare, dacă vii după o anumită oră, nu mai găsești. E ok, că, pentru că este o mare problemă cu spațiile de parcare. Se înmulțiți mașinile, da, găsiți greu loc de parcare? Da, da. În principiu, seara, după ora 8-9, e foarte greu. În cazul în care numărul de locuri de parcare este mai mare sau egal cu numărul solicitanților admiși la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de bază stabilit prin HCL. În cazul în care numărul de locuri de parcare este mai mic decât numărul de solicitanți, atribuirea locurilor se va face prin licitație publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte. Potrivit celor de la DASIP, la primul nivel vor parca autoturismele de tip SUV. Un loc de parcare costă 718 lei pe an. Cele două parcări modulare sunt primele de acest gen la Slatina, iar autoritățile spun că locatarii se vor obișnui repede cu acest sistem de parcare pentru că este ușor de folosit.